Am făcut ce am simțit. Par plângeți normal. În fața unor oameni, pur și simplu merită să îngenunchezi. Sângele, fără îndoială, a fost unul dintre ei. După ce a aflat că regele a murit, Vlad a căutat mai multe informații despre maestatea sa. Internetul și televiziunile l-au ajutat să-și contureze propria opinie despre suveran. Profesorul de română i-a împrumutat jurnalul lui Corneliu Coposu, în care a citit despre Mihai I, omul. L-au impresionat încercările regelui de a reveni în țară după căderea comunismului. Atunci când a stat cele 3 zile, mi s-a părut de dreptul impresionant, pentru că el și-a păstrat promisiunea chiar atunci când 1 milion de oameni i-au cerut să nu o facă, pentru că știa că pe termen lung repercursiunile vor fi negative. Îl deranjează acum că politicienii nu mai pun preț pe educație, așa cum a făcut regele Mihai. Maestatea sa a învățat în clasa palatină, o clasă făcută special pentru el. Tatăl său, Carol al II-lea, a cerut ca în această clasă să fie doar copii de 10, dar din toate mediile sociale, iar examenele se dădeau în holul Colegiului Sfântul Sava. Elevii de azi sunt curioși să afle cum a învățat regele. Se interesează unde a fost clasa palatină, dacă a fost în liceu, și le-am spus că nu a fost în liceu, a fost unde se așează sala palatului, că acolo era casa regală. Dacă învăța bine, și am spus că învăța foarte bine, și vin în muzeu să uită la foaia matriculă și văd acolo și note de 7, de 8 și spun, ia uite, se poate, uite, că rege să ai 7 și 8, da, se poate, pentru că profesorii apreciau cunoștințele, nu apreciau faptul că e fiul lui Carol al II-lea. Regele a avut o educație foarte riguroasă în formarea sa, iar acum democrația permite... practic oricui să ajungă la putere, indiferent de educație. Școala în care a învățat regele Mihai, Colegiul Bucureștean Sfântul Sava, nu a fost uitat vreodată. Regele a păstrat legătura cu acest liceu când a revenit în țară. Cei care au avut ocazia să-l cunoască personal au fost îndurerați de moartea regelui. Eram elev pe atunci și n-am putut decât să dau mâna cu el, n-am vorbit nimic, dar cred că am atins și eu istoria.